Și schimbăm registrul. Petra Roman și Gelu Voican Voiculescu audiați în această dimineață la parchet în dosarul Mineriadei. Potrivit unor surse, fostul președinte Ion Iliescu va da și el explicații în fața procurorilor, dar și la domiciliu. Ați aștepta să se rea pentru a câta oară această anchetă, domnule Roman? Legătură cu reluarea anchetei? Se mai poate da socoteală pentru... Vă simțiți cumva pus la zid? Păi da, dacă înainte... Vă mai gândeați că după atâta mare de vreme veți fi chemat să dați socoteală? Mai gândeați că o să se rea ancheta de la zero? Criminalule! Aveți o răspundere pentru ceea ce s-a întâmplat? Ia uite-le, bă, criminalule! Ce ai mai fi de criminal? 13-15 iunie, criminalul din 90, nu, criminalul Petre Roman, ia uitați-l, a venit să dea cu subsemnatul. Bă, acolo intrarea ta, bă, această decizie de reluare a închetei. Criminalul criminalilor! Criminalule! De ce după atâta timp? De criminal! De după. Vă gândiți că ați putea ajunge în judecată și poate chiar condamnat și trimis după gratii, domnule Voican? Nu știu. Credeți că ajungeți în pușcărie? Nu. De ce credeți că s-a luat această decizie atât de târziu? Cine ar trebui să ajungă? Cine are pe conștiință acele victimele, domnule Voican? Nu știu, domnule.